Bună ziua, onorați oaspeți, stimați membri Consiliul Științific, stimați profesori, colegi, prieteni, stimați doctorat, așa doctorat. Bună ziua, bine ați venit în incinta Unității de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Stivițanu la ședința Comisiei de Doctorat, care desfășoară în corespundere cu regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, hotărârea Guvernului numărul 1007 din 10 decembrie 2014. Onorați membri ai Comisiei Doctorat, vreau să declar deschisă ședința de susținere a tezei de doctor în științe medicale a domnului Cobzac Vitalie cu titlul Grene combinate în restabilirea defectului experimental de cartilag articular. Program doctorat 341.01 Inginerie tisulară și culturi celulare. Urmează prezent în această ședință oaspeți în acte de precotare doamna Liliana Vereștiuc, doctor în știință de inginerie tisulară, materialul, mă scuzați, profesor universitar, coordonator al Centrului de Formare și Cercetare în Inginerie Tisulară și Medicină Degenerativă, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa, din Iași, România, conducător prin Cotutela. Doamna Botnaru Marie, doctor în Biologie, conferențiar universitar, Centru de Formare și Cercetare în Inginerie Tisulară și Medicină Degenerativă, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa, Iași, România, membru al grupului de îndrumare, domnul Anton Ficai, doctor în știință și inginerie materialelor oxidice și nanomateriale, profesor universitar, director departament știință și inginerie materialelor oxidice și nanomateriale, facultate de inginerie chimică și biotehnologie, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică din București, România, membru corespondent Academia Oamenilor de Știință din România. Domnul este prezent, da? Online, da? Domn profesor, noi vă salutăm. De asemenea, sunt prezenți domnul rector, da? Vă salutăm. Domnul membru corespondent al Academiei de Știință, domnul Mircea Banu, domnii profesori, domnii conferințiari, colegi, conform dispoziției Consiliului Științific al Consorțiului Universitatea de Stat Medicină Farmacie Nicolae Stivițanu, numărul 16, din 28 iunie 2023, s-a decis a aproba Comisia de Doctorat pe referenții pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale lui Cobzac Vitalie, program doctorat 341.01, Inginerie Insulară și culturi celulare. Conducător științific, domnul Viorel Nacu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, catedra de anatomie și anatomie clinică, șef laborator de inginerie tisulară și culturi celulare, Universitatea Stat Medicină Farmaciei Nicolae Stivițanu. Conducător prin Cotutela, doamna Vereștiuc Eliana, doctor în științe și inginerie materialelor, profesor universitar, coordonator al Centrului de Formare și Cercetare în Inginerie Tisulară și Medicina Degenerativă, Universitatea de Medicină și Farmacie, Grigore Popa, Iași, România. Membrii Comisiei Doctorat, președinte Caproș Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră ortopedie și traumatologie, Universitatea Stat Medicină și Farmacie, Nicolae Stivițanu, secretar științific, Ierhan Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedră ortopedie și traumatologie, Universitatea Stat Medicină și Farmacie, Nicolae Stivițanu, Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, catedra anatomie și anatomie clinică, șef laborator, inginerie tisulară, Universitatea Stat Medicină și Farmacie, Nicolae Stivițanu. Doamna Liliana Vereștiuc, doctor în știință, inginerie materialelor, profesor universitar, coordonator al Centrului de Formare și Cercetare în Inginerie Tisulară și Medicina Degenerativă, Universitatea Medicină și Farmacie, Grigore Popa, Iași, România. Referenț oficial. Doamna Maria Botnaru, doctor în biologie, conferențiar universitar, Centrul de Informare, Cercetare, Inginerie Tisulară, Medicină, Regenerativă, Stat de Medicină, Grigore Popa, Iași, România.
Bine propus din urmare. Domnul profesor, doctor capitat în medicină, doctor Boris, catedra de anatomie și anatomie clinică, Universitatea Statnicii în farmacie, Nicolae Stibițeanu, domnul Alexandru Mitsor, doctor în științe medicale, conferențial universitar, șef secției 1, doctor ortopedie, articulațiilor mari, Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie, Republica Moldova, îl prezint pe pretendentul la grad științific, domnul Vitalie Cozac, medic ortoped traumatolog, de specialitate, cercetător științific în laboratorul de inginerie tisulară, culturi de celulare, Universitatea Statnicii în Farmacie din Clasă Clinițanu, medic specialist, facă de țătutul urbane, Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie Republican, denumirea titlului tezei grege combinate în restabilirea defectului experimental decartelar articular. Programul doctorat 341-01, inginerie tisulară și culturi celulare. Producător științific, domnul profesor universitar Marco Viorel și doamna profesor Liliana Grișcu. Moderat asistență, de cei 7 membri ai comisiei de doctorat sunt toți prezenți. Este forum pentru începerea ședinței, dar ofer în continuare cuvântul secretarului științific al comisiei pentru prezentarea informației necesare. Vă rog. Bună ziua, stimați membri al Comisiei Științific, stimați oaspeți, conform cererilor școlii doctorale, în domeniul medical de domnul Cozac Vitale, prezentat la tip dosarul, cu toate actele prevăzute de regulamentul de susținere de tezei doctorat. Acestea, ele sunt toate prezentate la tip, dispoziția Comisiei Științific a Consorțiului Școlii Doctorale, în domeniul științelor medicale, de formare a Comisiei Doctorat, teza și rezumatul în ambele limbi române și engleză, în varianta scrisă, pentru fiecare membru al Comisiei Doctorat. Lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei, dintre care sunt 45 lucrări științifice publicate, competitorilor doar 6 predete de invenție la teza dată. De asemenea, extrasul de procesul verbal al ședinței de evaluare a tezei în cadrul semnalului științific de profil, foarte pozitiv, copia vizului la teza conducătorului doctorat, conducătorului prin cotutere și membru Comisiei de Drumare. Nota explicativă și nota informativă acordată în urma unei evaluări anonime, rezoluția cu privire la raportul de similitudine, lucrarea nu conține elemente de plagiat, care a fost prezentată, fiș academic privind acumularea creditelor de studii, prin care se atestă acumularea 447 de puncte la școala de doctorat, care sunt necesare, minim 160. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate actele sunt prezentate la timp, sunt prezente la noi. Am fost prezentat la domnul secretar sunt? Da. Mulțumesc. Acestea fiind spuse, eu ofer cuvântul lui domnul profesor, domnului profesor Vitalie, pentru a prezenta conținutul tezei. Aveți la dispoziție, domnul profesor Vitalie, să prezentați. Mulțumesc, domnul profesor, stimați profesori, stimați conferințiari, stimați colegi, mulțumesc că m-ați onorat astăzi cu prezența dumneavoastră în acest eveniment important. Mulțumesc domnul director, domnul stimat profesor Capro și mulțumesc domnul conferințiar Ierhan, domnul profesor Nat, domnul profesor Vireștiuc, domnul conferințiar Butnaru, de asemenea mulțumesc că ați onorat prezența. Deci voi începe cu actualitatea temei mele doctorat. Lesiunea de cartilagă articulară are un potențial redus de regenerare și reparare intrinsecă, datorită organizării sale structurale ca fixarea condrocitilor în lacune și împiedică migrarea lor spre locul leziunii pentru exercitarea acțiunii reparatorii și lipsa de vascularizare, nutriția fiind realizată în mare parte prin difuzie din lipidul sinovial. Leziunile cartilagă adesea sunt asimptomatice, dar se pot manifesta prin dureri, neferie și blocaj articular. La circa 60% din pacienți cu artroscopie de genunchi au fost detectate defecte ale cartilajului articular de spirit grav. Circa 12% din cazurile de artroze sunt de origine posttraumatică.
De asemenea, pacienții ce au suportat o leziune severă la nivel de articulație a genunchiului au dezvoltat gonartroză după 20 de ani. 50% cazuri, în caz de fractură intraarticulară, gonartroza era prezentă la 75% din pacienți. Scopul studiului efectuat este restabilirea defectului experimental de cartilaj în articulația genunchiului prin utilizarea greșilor ortocondrale combinate cu obținute prin inginerie tisulară. Obiectivele studiului sunt elaborarea și optimizarea metodelor de izolare și cultivarea celulor cu potențial contraprogenitor din țesuturi autologice, din mătuvă osoasă, celul de stem și din cartilaj articular hialin condrocite, concepția unei greșe ostecondrale retroexpirarea defectului de cartilaj articular, transplantarea greșilor combinate cu celule cu potențial contraprogenitor în defecte experimentale și determinarea potențialului de regenerare defectelor critice experimentale de cartilaj articular creat la nivel suprafeții importante articulației prin utilizarea greșilor combinate comparativ cu lotul marcor. Noutatea științifică și cercetării se manifestă prin faptul că au fost implementate tehnici inovaționale de prelevare mătuvii osoase în ce privește tratament de cercetări experimentale in vivo pe animale, anumite iepuri. A fost elaborat un procedeu de cultivare a celor stemă din temari pentru obținerea unui pasaj pur de celule stemă în primul pasaj. A fost depus semnificativă durata izolării unui număr mare de contracite cu viabilitate înaltă. A fost elaborată o modalitate noi de izolare a celulilor prin utilizarea explantelor. A fost obținute și testate diverse tipuri de greșe osteocondrale, obținute prin tehnici de inginerie tisulară și din țesut osteocondral pentru combinarea cu celule autologe. A fost elaborat și aplicat în practică un dispozitiv nou orientat spre combinarea mai ușoară a celulelor cu grefele de dimensiuni mici. A fost realizată în premieră stabilirea numărului exact și viabilitatea celulelor la momentul transplantării. A fost elaborat un scor histologic special pentru evaluarea obiectivă a rezultatelor obținute. De asemenea, a fost simplificată modalitatea de identificare a celulelor izolate de origine mezenchimală prin cultivarea acestora asupra confluență și colorarea cu maxi extracelulare cu coloranți specifici tăsutului cercetatului. Din importanță teoretică evaluare aplicativă a lucrării, pot să menționez că rezultatele cercetării vor servi drept dovezi științifice în procesul de obținere și utilizare a greșelor combinate, constituite din celule autologic, potențial contraprogenitor, contracite și celule stem mezenchimale din mediul osoasă, acestea fiind combinate cu o grefă obținută prin degenerizare și celularizarea țesutului osteocondral al obiectului. De asemenea, experiența dobândită în procesul obținerii de celule potențial contraprogenitor, anume de grefe rapid de fase ce au fost testate in vitro, dar și ulterioara lor combinare cu și testarea in vivo este utilizată ca bază în executarea lucrărilor similare în cadrul laboratorului inginerie tisulară și culturi celulare. De asemenea, lucrarea poate fi utilă în ghidarea clinicienilor, pregătirea și transplantarea grefelor similare. Deci au fost efectuate 4 studii. Aceste 4 studii au fost realizate în 3 etape. Prima etapă a fost consta din izolarea și cultivarea celulelor cu potențial contraprogenitor și obținerea prin țesutul osteocondral autogen prin tehnici de inginerie tisulară a unei grefe ierarhice bifazice generalizate și celularizate potrivite pentru generarea defectului experimental. În etapa 2 s-a realizat studiul experimental în vivo, în care s-a realizat plastia defectului experimental la nivelul de suprafață portantă a condilului femoral medial, într-un defect experimental critic. Au fost transplantate deci grefe combinate cu celule stem autologie și contracite autologie. Și etapa 3 a fost a constat în evaluarea rezultatelor și testelor in vivo, comparativ cu lotul marcor. Deci, testele au fost, în cercetarea mea a fost implicat un număr mare de animale, adică cercetarea a fost aprobată în cadrul Comitetului de Etică a Cercetării din 81 din 14 decembrie 2016. În total, în cercetare a fost implicat 55 iepuri cu vârsta medie de 5 luni și masa de 3,5 kg. Din acești iepuri, adică au fost pentru teste in vitro și in vivo, s-au extras celulele stem, s-au extras din mătuvă osoasă, au fost izolate contracite din cartilaj articular, de asemenea, din condilii femorale, din femurul distal, s-au obținut grefe osteocondrale, probe osteocondrale de țesut pentru teste in vitro și apoi pentru obținerea grefelor pentru teste in vivo. Pentru testele in vivo au fost create 3 loturi, 12 iepuri fiecare. În primul lot
au fost incluși la care defectele critice au fost tratate cu greșit combinate cu condrocite. În lui loc au fost incluși iepurii la care greșitele combinate au fost tratate cu în care defectele osteocondrale au fost tratate cu greșit combinate cu celule stem și în locul 3, locul macro pozitiv, în care defectele de cartoajă au fost tratate cu țesut osteocondral autolog, prelevat din șanț tropeară. La sfat trei experiment, animalele au fost eutanasiate în cameră de oxid de carbon, în total au fost înregistrate 7 cazuri de eșec, 2 fracturi într-o operatură de condil femoral și 5 cazuri de deces de moarte subită. Iepurii expuși care respectiv așa cei 7 iepuri pe fructul de experiment au fost înlocuiți cu alții. Pentru realizarea, obiectivelor propuse au fost utilizate mai multe tipuri de medii de cultură, medii de cultură pentru culturi de condrocite, culturi de celule stem, medii de cultură pentru diferențiere condrocitară din celule stem, soluții enzimatice din colagenază, din tripsine de pea, medii de conservare a celulilor, au fost pregătiri active pentru efectuarea testelor citotoxicitate, pentru efectuarea microscopii de fluorescență cu date, pentru realizarea testelor de degradare enzimatică a probelor, de asemenea pentru examinarea citologică cu utilizarea colorărilor specifice pentru cartilaj. Deci colorările specifice au fost realizate în cadrul laboratorului nostru cu safranie roșie, albastru și coloidină, specifice pentru mucoza aminoglicană prezentă în tăsutul cartilaginosului. Deci anestezia animalilor la operație a fost efectuată cu soluție de xila, de dezinfex și tetamină, de asemenea cu potențiere locală cu 1% de lidocaină. Analiza statistică s-a efectuat cu ajutorul programului Microsoft Excel 2020, versiunea 2020 și SPSS. Deci, în primul studiu, într-o metodă elaborată în cadrul laboratorului nostru, a fost prelevată mărul oxoasă, adică pentru posibilitatea de a realiza teste in vivo cu celulele sistem autologe, creată metodă nouă de prelevare mădului osoase, deci mădul osoase respectiv a fost procesată, s-au izolat stratul de celule nucleare, a fost izolat, ulterior spălat și introdus în flacoane culturi celulare, și ce sunt prezente etape de culturi a celulilor sisteme mezenchimale. Ulterior, pentru identificare că aceste celule sunt într-adevăr celule sisteme mezenchimale, ele au fost diferențiate pe cale condrocitară, deci la punct de neașurbeta 500 ml se vizualizează sediment de celule stem. Ulterior, peste 5-7 zile, acestea se transformă în niște structuri de formă ovală sau rotundă, care după 20 zile de diferențiere condrocitară au fost examinate histologic, deci se determină colorarea hematoxilină, eozinocelularizarea fundentă a probelor, a structurilor respective, la colorarea cu albastru cu coloidină și fază din se determină prezența unei colorări a violete intense și cu albastru, specifice pentru glicoza aminoglicană din cartilajul articular, de asemenea la colorarea cu safranie în loc, masă extracelulară sau colorată în culoare roșie, de asemenea specific cartilajul articular. Cartilajul, țesutul cartilaginos. În a doua etapă s-a realizat un studiu pentru izolarea și cultivarea condrocitelor din celule stem. Deci, cartilajul a fost prelevat de șanț troclear a condilor femorali. Pe aceea, cartilajul a fost îmbrunțit până la dimensiuni de 1-2 mm cubi, ulterior tratat cu trepsine, apoi tratat cu colagenază de 0,6%. Soluție de colagenază, enzimat de 0,6%. În cazul respectiv s-au creat două loturi. În primul lot, soluția de colagenază cu pete de cartilaj a fost introdusă într-o eșubietă de 500 ml și pusă pe șeitera de 7 de grade Celsius pentru 6 ore, pe 360 de minute. Ulterior, în acel grup, în grupul experimental, aceeași soluție enzimatică, aceeași cantitate de cu cartilajul mărâțit a fost introdusă într-un flacon de cultură celulară care a fost plasat pe partea laterală. De asemenea, agitat la 6-7 grade Celsius, însă pentru 120 minute. Post 120 minute, la microscop s-a vizualizat care este starea cu cât de multe celule condrocite au fost eliberate din tăsul respectiv. Când celulele condrocitele acopereau aproximativ 50-60% din timpul de vitere, se opera procesul de tratare enzimatică. Deci s-a determinat că
În locul experimental, când metoda de monitorizare continuă a digestiei enzimatice a cartilajului articular, s-a determinat că numărul de condrocite izolate era practic două ori mai mare, însă durata de izolare era de 3 ori mai mică. De asemenea, durata de cultivare celulelor izolate în primul pasaj, în cazul experimental, era practic două ori mai mică, comparativ cu locul martor, iar numărul de celule izolate era practic de 3 ori mai, mai mare în locul experimental, comparativ cu locul martor. De asemenea, pentru identificare că celulele izolate, de asemenea, sunt controcite și în alt tip de celule, s-a efectuat, de asemenea, cultivarea în supraconfluență, ulterioară colorare în vasul de cultură celulară a culturii de celule pentru a colora matricea extracelulară sintetizată. Deci, în calitatea de martor negativ, au fost folosite celule schemizinte mari. Deci, vedem în ambele cazuri, atât în grupul control cât și experimental, colorarea matricei extracelulare în violet la utilizarea de albastru cloridină și în roșu aprins la utilizarea de safranium O. Deci, în studiul 3, în studiul 3 s-a realizat obținerea unei rețe bifazice din țesutul osteochondral prin tehnici de injerie țoară. Tehnici de injerie țoară au fost, în principiu, decelularizarea țesutului osos, adică prezent în complexul tisular osteochondral, și ulterioară generalizarea țesutului osos prezent în complexul tisular osteochondral și decelularizarea acestui utilizând două tipuri de surfactanți de concentrație diferite, în calitate de martor, în cazul respectiv, a servit țesutul osteochondral demineralizat. În calitate de grupuri experimentale, au servit țesutul osteochondral demineralizat, decelularizat cu soluție de 2% glicil sulfat, de 1% și 0,5%. Ulterioarele grupuri, 2-3 grupe, au fost decelularizate cu Triton X100 2%, 1% și 0,5%. Toate probele au fost decelularizate în agitare timp de 24 de ore. Metodele de testare a probelor respective a fost modificarea cantității, determinarea cantității de ADN, examenul histologic prin colorare cu hematoxinozină și albastru de toluidină. De asemenea, a fost efectuată evaluarea in vitro pe compatibilității probelor respective prin efectuarea testului de citotoxicitate cu NPT și testul de populare celulară sau numit test de leziune celulară, care a fost evaluat prin microscopie fluorescentă cu date. De asemenea, s-a efectuat analiza proprietăților fizico-chimice, s-a efectuat testul de umflare, testul de degradare enzimatică și determinarea modulului de elasticitate. Deci, la cuantificarea conținutului de ADN în probele de țesut osteochondral, s-a determinat că același țesut osteochondral care l-a fost generalizat, care l-a fost ca martor, în urma generalizării cu acid clorhidric, s-a determinat că însăși acidul clorhidric este un agent care e foarte puternic în procesul de ce înlătură ADN-ul din țesuturi. Practic, 78% din conținutul de ADN a fost înlăturat din țesut osteochondral în timpul generalizării osului subchondral. Iar din locurile experimentale, s-a determinat cea mai mică concentrație de ADN este prezentă în locul experimental și a fost decelularizat osteochondral demineralizat și a fost decelularizat cu soluții de sodiu glicil sulfat de 1%. La examenul histologic a fost determinat că în cazul utilizării agentul decelularizant Triton X de 1,2-1,05% s-a determinat prezența de rămășițe de nuclei. În cantități mari a fost prezența de rămășițe de nuclei. La utilizarea agentului decelularizant de sodiu glicil sulfat 0,5%, de asemenea erau prezenți o anumită cantitate de nuclei, însă mai mică, comparativ cu utilizarea de detergentul Triton X, însă practic lipseau nuclei de la utilizarea de sodiu glicil sulfat, de sodiu glicil sulfat de 1% și 2%. De asemenea, se determină atât și intensitatea colorării cu agentul de albastru de toluidină. Se determină că la utilizarea Triton X de 0,5, 1% și 2%, se determină intensitatea colorării mult mai scăzută comparativ cu solidul de cel sulfat, ce se indică spalarea din procesul de celularizare, spalarea în cantități mai mari de
glicozaminoglican de cartilaj articular. De asemenea, adică mai mare concentrație de glicozaminoglican este prezentă la utilizarea sucului cel bufat, însă tot este mic comparativ cu același lot, lot marcur, tot hipocondral mineralizat sau sucul hipocondral normal. La testul de viabilitate celulară realizat prin testul NTT determinăm atât la 24, în dinamică, la 24, 48, 72 de ore, o viabilitate celulor foarte bună la contact cu conducitele și celulele stem. Însă, de asemenea, observăm la 48-72 de ori, în cazul condrocitilor, viabilitatea sau activitatea metabolică a celulelor a crescut majoritatea cazurilor peste 100%. Se vede la 100, la 48 și la 100, și la 72 de ori. Deci indică prezența oricărora factori de creștere specific pentru cartilajul articular. În testul de populare celulară, realizat, examinat prin microscopie fluorescentă cu DAPI și cu scanare electronicroscopică, deci s-a internat la scanare, la testul de microscopie fluorescentă cu DAPI la 7-14 zile la utilizarea controlcitului și celulilor schemii zentimale. A fost determinat că la 7 zile au fost determinat o celularizare bogată a probilor de țesut, care era mult mai pronunțată la 14 zile. Deci, la 7 zile, ce controcite, celulele stem la 7 zile, și respectiv 14 zile, controcite 14 zile, celule stem. De asemenea, asta în reacționă microscopică a fost determinată prezența diferenței dintre țesuturile populate cu celule și cele nepopulate, iar în caz, deci acestea sunt probele nepopulate cu celule, acestea sunt probele populate cu controcite, și probele populate cu celule stem. Iar în cazul probelor populate cu celule a fost determinată prezența de celule unice ce formează direct o peliculă pe suprafața secțiunii de cartilaj pe locuri pe îngroșeri, iar cele nepopulate, pe probele nepopulate, a fost vizualizate chiar și ultrastructura țesutului osteocondral și prezența lacunilor în care anterior s-au aflat condrocitele. Aceste lacune, de exemplu, ele lipsesc la utilizarea detergentului de sodiumul sulfat de 1% și de 2%. Deci, testul de umflare, în cazul efectuării testului de umflare cu soluții bufier, nu s-a determinat nicio diferență între lotul martor. La testul de degradare enzimatică se determină că viteza de degradare enzimatică la utilizarea a țesutului osteocondral demineralizat care are calitate de marcur și țesutul decelularizat cu tritoniz de 0,5%, viteza lor de degradare enzimatică este aceeași. O viteză de degradare enzimatică mai mică este în cazul utilizării calitatea de gen de decelularizare a tritoniz de 1% și 2%, iar cea mai mică viteză de degradare enzimatică s-a dovedit a fi în cazul utilizării pentru decelularizare a soluțiilor de sodiu de sulfat de 0,5%, 1% și 2%. Deci, de asemenea, s-a determinat modulul de elasticitate a probilor testate. S-a determinat că există o diferență enormă între modulul de elasticitate a țesutului osteocondral normal și țesutului osteocondral demineralizat și cele demineralizat și celularizat. Însă este prezent o diferență mică între modulul de elasticitate a probelor de țesut demineralizat și celularizat față de lotul martor. Deci, ulterior, în calitate de grefă, în combinare cu celule stem și condrocite, a fost selectată grefa țesutului osteocondral demineralizat și celularizat cu soluție de sodiu sulfat de 1%. Deci s-a pregătit grefele țesutului osteocondral prin demineralizare de celularizare cu sodiumul sulfat de 1%. Acestea au fost perforate, desicate și conservate la minus 84 de grade. Ulterior, când cantitatea de celule în flacoane de cultură celulare ajungea până la... se împlea flaconul de cultură celulare cu celulele care le-am izolat, are loc detașarea acestora, deci se vede într-o probetă 15 ml sedimentul de celule. Ulterior, celulele au fost introduse într-o ependorf de 1,5 ml centrifugat, deci
cum arată tibetul celor de la fundul tubului Pindor. Ulterior, acest tub Pindor se întoarce înapoi în incubatorul 37 de grade. Ulterior, greta osteocondrală organizată de celularizată se pregătește, se introduce într-un dispozitiv elaborat în cadrul laboratorului nostru pentru celularizarea gretelor de dimensiuni mici. Deci acest dispozitiv postăit în același tub de Pendorf, în calitate de suport acestuia servește un vârf pentru pipete de 200 microlitri, în care se introduce proba țesut osteocondral generalizat, deci greta țesut osteocondral generalizat și decelularizat, pe care apoi se aplică suspensia de 50-60 de microlitri de suspensie de celule. Și se introduce la 37 grade Celsius, 5% de oxid de carbon în incubator, cu scop de a determina cantitatea de celule în realitate reală ce a fost transplantată. Toate aceste dispozitive, rubiete, pipete au fost spalate cu medii cultură celulară specific tipului de celule și ulterior numărate hematometrie prin excluderea celor mari cu tripan albastru. Deci, în a patrulea este testul in vivo. Deci, atestarea în timp, o să efectuat anestezia animalului, s-a pregătit câmpul din operator, prin raport paraparticular medial sau a fost deschisă articulația genunchiului, pachetul a fost luxată lateral, după care genunchiul s-a flectat, cu consecutiv pe serie bubii de diametru diferit s-a efectuat un defect de țesut osteocondral cu diametru 37 mm și adâncimea de 4,5 mm, deci respectiv așa arată grefa osteocondrală organizată, picelarizată, populată cu celule, chiar apoi ulterior introdusă în defectul osteocondral experimental. După care s-a restabilit identificatea cuva și s-a scurat placa. Deci, în cazul locului martor, de asemenea, după pregătirea câmpului operator, în raport paraparticular medial, s-a luxat patela, s-a afectat genunchiul, s-a creat un defect de asemenea circular de cartilaj, ulterior cu ace speciale pentru piercing cu calibrul de 12 G s-au prelevat cu căiță subosteocondrală din șanțul trochlear al condilului, la același condil femoral, care ulterior s-au implantat în defectul de țesut cartilaginos creat. Deci, în toate cazurile animale, după transplantare, pe 10 zile s-a aplicat imobilizarea membrului interior, pentru ca animalul să nu facă mișcări în membrul respectiv și desigură animalele încep să roade gipsul și să nu creeze probleme de ordin septic. Deci la termen de 6 săptămâni animalele au fost scoase din experiment. La termen de 6 săptămâni, fiecare grupă au fost scoase din experiment câte 3 iepuri. La termen de 12 săptămâni, fiecare grupă au fost scoase din experiment câte 9, pe restul 9 iepuri. Femurile de stare au fost colectate, fixate formalmente utilizate și ulterior transmis, deci ulterior examinat histologic, curat cu matoxină iodină, albastru, telodină, Fast-Green și Safranin O. Deci, cu scopul de evaluare obiectivă a rezultatelor obținute, la histologie a fost creat un scor histologic special, numit scorul histologic unificat de cartilajul regenerat. Ca bază la crearea acestui scor au servit alte scoruri larg utilizate, create de Sellers, Machitania și Odiliscov. Deci, în total, scorul respectiv are 43 de puncte. Cât punctajul respectiv în scorul acumulat este mai mare, atât calitatea cartilajului regenerat este mai rea. Deci, în rezultatele obținute s-a determinat că din condrocite izolate după 10 zile de cultivare au fost obținute aproximativ 3 milioane de celule cu o debilitate de practic 100%. Din aproximativ de 4 minute de mădă osoasă prelevată, chiar timp de 11 zile au fost obținute în mediu 1,5 milioane de celule cu utilitate de 98%. De asemenea, numărul real de condrocite transplantate au fost în jur de 1,5 milioane cu utilitate de 87%, ce constituie aproximativ 87% din totalul condrocitor obținute în primul pasaj. Iar numărul real de condrocite de celule stem transplantate a fost de 1,37 milioane cu debilitate 91%, ce reprezintă 88% din
din păcatul celui sistem obținute. Deci rata celor transplantate, utilizând dispozitiv fixare și celălătarea grețelor de mensiune mici, a fost în jur de 87,64%, ce este un total bun. De asemenea, rezultatele evaluării testelor histologice conform scorului serologic unificat al calculajului degenerat, s-a efectuat două evaluări de două persoane diferite, adică individual, fiecare. Deci la prima evaluare, la termen de 6 săptămâni și la doua evaluare, nu s-a terminat practic nicio diferență între rezultatele obținute în toate grupurile, iar la termen de 12 săptămâni, în cazul primei evaluări, de asemenea, nu s-a determinat o diferență semnificativă între grupurile țesut, dintre locurile ce au fost, în care defectele au fost tratate cu grefe contrare, dilatate specializate, combinate cu controcite și cele combinate cu celulite, deci nu s-a determinat nicio diferență. În schimb, la a doua evaluare, s-a determinat o diferență semnificativă de a doua evaluator la compararea la compararea rezultatelor obținute ca urmare a tratamentului defectului experimental cu grefe combinate cu celulite stem. Deci, din punct de vedere a punctajului, se vede că aici e în jur de 14 în alte cazuri, și în sentiment de statistic, aici e nu nicio diferență, iar aici e diferență de estimare. Deci, la reprezentarea grafică a rezultatelor obținute la prima și a doua evaluare, deci aici se află, cel mai sus, se află rezultatele obținute la prima evaluări la termen de 6 săptămâni, deci în cazul utilizării grefelor combinate cu controcite, grefelor combinate cu celulite stem, și locul martor, partea asta la fel, și de asemenea aici se văd rezultate obținute la termen de 12 săptămâni, se vede că rezultatele sunt cu mult mai buni comparativ cu cele de la 6 săptămâni. Deci, la evaluarea histologică, la 6 săptămâni, în cazul grefelor combinate cu controcite, se determină o structură foarte dezorganizată a țesutului general, ce nu înseamnă deloc cu țesut cartilaginos, sunt prezente numeroase fisuri, sunt prezente hipocelularitate, este o hipocromazie generalizată. Deci nimic semănător cu structură de țesut cartilaginos normal. Același fapt putem și în cazul grefei osteocondrale combinate cu celulite stem la 6 săptămâni, de asemenea hipocelularitate, dezorganizare a țesutului, de asemenea, se determină și o mineralizare foarte scăzută a țesutului transplantat, osteocondral transplantat. Ulterior, la 6 săptămâni, de asemenea, în cadrul locului martor, când s-a realizat transferul țesutului osteocondral autolog, de asemenea, aici sunt prezente grefele transplantate, sau credin acestea. Și de asemenea, au prezentă este hipocromazie și o structură dezorganizată, prezente cu focare de necroză de cartilaj, de asemenea, focare de osteoliză, adică aspect nespecific structurii cartilaginoase. Rezultate mai bune sunt în cadrul, sunt de acum să întâlnesc la termen 12 săptămâni, deci, pe termen 12 săptămâni, în urma tratamentului defectelor osteocondrale cu grefe combinate cu condrocite, se determină zone de hiper- și hipocelularitate, de asemenea, numărul o structură de asemenea dezorganizată a țesutului generat cu numeroase fibre colagenice îngroșate și o grad de hipocromazie înalt, adică lipsă de glicoză de nubicare. De asemenea, la termen 12 săptămâni la utilizarea celor stem, grefelor combinate cu celor de stem, se determină focare de hipocromazie, zone de hiper- și hipocelularitate, la fisuri prezente la juncțiunea dintre grefă și țesut osteocondral normal, de asemenea, se determină în această regiune numeroase conglomerate condrocitare, care dură după necroză de cartilaj. De asemenea, la 12 săptămâni, în cazul locului martor, se determină, adică, deci, am găsit un caz în care se termină rezorpția întreagă a grefei transplantate, deci de tăsut, osteocondral, autolog.
De ce nu este prezent un grad mai, de ce este prezent în cazul un alt un grad mai înalt de colorare a masei spacculare, nu se prezinte foarte multe conglomerate de controlcite și fisuri, fisuri în structura cartilajului general. Adică este prezent o structură nespecifică cartilajului articular. Deci, în concluzie, vreau să menționez metoda de colectare mătrii osoase de mușchi mediat elaborate fără sacrificarea animalului, permis micșorarea numărului de animale utilizate în cercetare, dar și utilizarea celor sistem autologic la victoria testului in vivo. Metoda de monitorizare continuă procesul de digestie enzimatică ca cartilajul articular a crescut semnificativ numărul de controlcite izolate și redus durata procesului de izolare, iar elaborarea metodei de izolare a celulelor prin explant, utilizând cicluri de regulare volumetrică, a permis izolarea mai rapidă a unui număr mare, nu doar de controlcite, dar și altor celule de origine mezintimală. În procesul de pregătire a greftului osteochondral dinizat inicializată prin combinarea cu celule contraprogenitoare, utilizarea de acid porfiric a redus semnificativ conținutul de ADN în țesutul osteochondral, ce a permis o expunere scurtă, 24 de ore, ce a dus la o reducere importantă a ADN-ului restant prin utilizarea soluției de un procent solucidogicil sulfat. De asemenea, utilizarea de soluții solucidogicil sulfat în procesul pregătirii greftelor a diminuat semnificativ viteza de degradare enzimatică acestora față de lotul marcor. Dispozitivul pentru fixare și celularizarea greftelor de dimensiuni mici utilizat în transplantarea greftelor combinate a crescut semnificativ rata de populare a greftelor cu celule, doar că nu a fost găsită nicio asociere între numărul de celule transplantat și calitatea țesutului regenerat. Scorul histologic unificat a cartilajului regenerat a permis evaluarea obiectivă a țesutului regenerat după transplantarea greftelor combinate. Rezultatele evaluării la termen de 6-12 săptămâni diferă atât în loturile experimentale cât și în cel marcor. Iar la compararea rezultatelor loturilor experimentale cu cele locului marcor, la termen de 6 săptămâni nu a fost determinată nicio diferență statistică semnificativă între acestea. La termen 12 săptămâni a fost determinat că locul în care efectele secundare au fost tratate cu genetic combinate cu celul de schem prezintă rezultate cel mai bune, toate acestea la termen 20 săptămâni a fost obținută o umplere completă sau aproape completă a defectelor țesut de tip fibrocartilaginos sau fibros cu aspecte structură microscopică dezorganizată, efectiv cu cartilajul articular pierdut. Deci, în recomandări practice, de etapa testării în vivo, ca urmare a testării tezei, propun următoarele recomandări practice. Ca la etapa testării in vivo pe animale de laborator, a materialelor biologice create cu scop de regenerare cartilajului articular, acestea să fie testate neapărat pe defecte critice la nivel de suprafețe articulare portante, cât și cele neportante. Defectele critice executate pe o suprafață articulară portantă la dieturi cu scop de testa potențialul de regenerare a cartilajului articular, necesar să nu depășească diametrul critic de 3 mm. Deoarece defectele cu dimensiuni mai mari prezintă linii de fractură intraoperatorie a cartilajului la condilul femoral, reduc semnificativ suprafața portantă a condilului femoral, dar și potențialul de regenerare prin tehnici linii insulară. Evaluarea eficacității decelularizării în țesut este necesar de efectuat prin determinarea concentrației de ADN raportat la nanogram pe miligram, a prezenței celulilor la examinare citologică prin hematoxineozină, a rămășiților de ADN prin microscopii de fluorescență cu date și, după caz, se poate determina și concentrația din glicoza aminoglican și a hidroxiprolinii. Mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc pentru prezentare. Mă rog, întrebări la tema studiului, la tema tezei de doctor în medicină. La cine are întrebări, vă rugăm. Da? Da, întrebare. Spuneți, vă rog... Prezentați-vă, vă rog, dacă da, vă spune, da. Doctor Vacarciuc, catedră traumatologie. Întrebarea de genul următor. Spuneți, vă rog, în evoluția materialului utilizat, celulelor stem, evoluția în țesut osos direct, nu prin formare cartilajul, ați avut din partea experimentală. Și la, ce, la câta zi ați determinat evoluția în țesut osos? Domnul Comisar, mulțumesc pentru întrebare. Am înțeles că întrebarea se referă la osul subchondral, că regenerarea osului subchondral, în defect osteochondral, critic prea. Adică, la termen de 6 săptămâni, când a fost extras primii trei, din fiecare lot au fost extras trei animale, în cadrul lotului experimentale, într-adevăr, era prezentă remodelarea osoasă, la colorare cu agenții specifici
pentru glicoză în oblicant, o așa culoare de generare de tip encondral, a fost colorat, a fost determinată prezentă glicoză în oblicant prezent, specific pentru cartilaj. Așa săptămâni. Era prezent acest lucru, prezent focare de mădulare osoasă și la termen 12 săptămâni. De serie. Da, mulțumesc. Păi ce? Da, vă rog, cine mare? Odomator, dumneavoastră, ați făcut subliniere defectelor cu lesul osteochondrală autogen. Ceea ce noi numim în clinică mozaicoplastie sau defect? Da. Mozaicoplastie. Mă conduceam pe mozaicoplastie. Era foarte greu de luat anume o diametru 3-7 mm, de șanță trocleară, așa capeță sunt mai mult pot folosi, ca să iau de întreg o așa mare de capeță țesutul spectondral și o transplantez în defect prea. Deci am făcut după mozaicoplastie, am luat din mai multe regiuni, din 3 locuri. Am luat cu un abitis, un calibru 25, diametru întreg de 1-3-7 mm, deci am prelevat cu țesutul osteochondral din șanț troclear și am transplantat în defectul de cartilaj. Considerați dumneavoastră mai bine cu nașul literator. Noi acum suntem în căutare inchizită. Ce facem noi în osteoartroză? Noi facem foragul cel care își face în șusul de ani în urmă. Dacă defectul ăsta nu îl îndepărnesc cu nimic, minusul la prelevarea transferului tăsutului osteochondral autolog e faptul că se mai creează defecte de cartilaj în cadrul aceleași articulații. Asta duce la o cascadă, un proces inflamatorii nereguat din cauza lipsii vascularizării, nu sunt, așa spunem, mecanismele acestea tampon care se obțep să oprească procesul respectiv inflamator, duce la degradarea articulației și mai mare. Adică se regenerează locul unde s-a transplantat grep respectiv, însă, în general, articulația suferă. Țesut grefii combinate care le-am testat în cadrul cercetării, am obținut că rezultatele utilizării atât a țesutului osteochondral autolog, cât și a grefilor respectiv este practic același. Puțin mai bune la utilizarea grefilor combinate cu celor respectiv. Nu, vedeți, că eu întreb din punct de vedere practic. Din cauza ce eu am făcut forajul, eu nu am cumpărat instrumentarul, noi căutăm instrumentarul pentru mozaicoplastii, el este foarte scump. Da. Dumneavoastră acum spuneți că diferență practic nu. Eu mă gândesc că nu e așa, că am un loc de pacient, operați peste portate, mozaicoplastie, mozaicoplastie, și rezultatele sunt destul de bune. Și mie mi se pare că mozaicoplastie, acolo, stăpușorul ăsta, osteochondral, ei îl fixează foarte bine. Îl fixează foarte bine, se restabilește repede vascularizația la os și nu se petrec ceea ce se petrece în cazul experimentelor. Probabil fixarea grefii asta, osteochondrală, deși e mică, dar e tot ar trebui să fie foarte bine fixată, ca altfel se întâmplă ceea ce avem o fractură nefixată, se primește pseudoartroză, nu este revascularizare. Și aici tot, nu știu, cum se petrece. De regulă, nutriția cartilajului articular are loc în tipul sinovial. Foarte parte mic din trânsul, anume stratul interior, adică stratul interior, partea sa interioară este îndrește prin flaca osoasă. Adică un strat foarte mic se îndrește prin flaca respectivă. În general, nutriția vine din subiectivul sinovial. O parte. Da, da. Și mai mare. După autor, am citit în jur de 90% vine din tipul sinovial. Restul, 50% vine din placa subchondrală. Deci, merge vorba și de locul, dacă în caz de vreo obstrucție, careva un proces, careva obstructiv și nu permite circulația normală a sângelui spre zona respectivă. În cazul respectiv, presupun eu că stratul respectiv de tăsut cartilaginos care se nutrește din spre mătva, din spre osul subchondral, el e care să suferi proces necrotot și necroz și să nu se detașeze. Asta e care. Da, mulțumesc. Anume, asta și am avut că în experiența dumneavoastră nu a fost o fixare a grefii, așa cum se trece la mozaicoplastie. Osul subchondral, dacă se duce,
să duci și cartelarul spre ușă. Da. Și aici avem un nostru necoz de ticație. Eu acest scop și am făcut o fixare a postul operatorului pe termen de 10 zile ca să nu fie mișcări în genunchi pentru cât de cât să lasă. Eu, cât de cât am fixat, am împins gretele din transplantarea, nu pot să fie cauzatele foarte fine și cu riscul mare de a le ați făcut un instrumentar dedicat, ca nume, eu până astăzi m-am făcut mozaicografie, rezultatele de intratorii mei foarte multe sunt impunătoare. Da. Eu am văzut și partea experimentă, dar acolo este tot secretul în instrumentarul celălalt. Da. El îl ușurie și când îl introduce pe a doilea, acela se fixează și repede să începe. Dar am primit mai multe variante de mozaic plastie ca creație, dar până și eu minimum 3 am analizat. Instrumentar diferit, respectiv și modalități. Nu, el e instrumentar dedicat sau nu? Nu. Am spus că am luat un arc de piercing, calibru de 12, zic că n-am găsit așa de mici instrumente. Vă rog, un atare. Domnul profesor. Domnul profesor are respectat tehnica de mozaicoplastie. Da, am stăruit să respect, am foarte mult depinde de diametru. Da. De colectare și de forare care aplici de creier. Asta e. Asta e. Dacă nu respecti, nu e mozaicoplastie. Asta se arăte. Asta nu sunt și lindări. Aici este acum și nu e niciodată de punctul altul spate. Și tot e cilindru. Acum tot e un cilindru. Țire și era... Iepure, adică e mic, e misiune. Dar vă rog, întrebări. Discuții pe urmă. Da, cine are întrebări? Problema asta se da, domnul, trebuie să spate. Domnul doctorat, cum vedeți viitorul de utilizare a metodei dumneavoastră în practică medicală? Adică, dacă noi vorbim de o mozaicoplastie de altă, sunt la defecte limitate. A dumneavoastră, pe tot, este la defecte majore. Că nu putem utiliza alte tehnice. Că în defect major, nu putem utiliza mozaicoplastie. Și atunci, metoda dumneavoastră ar fi binevenit. Care sunt posibilități laboratorului de a utiliza în practică, în viitor? Deci, posibilitățile laboratorului, noi ce facem în laborator, ne străduim să implementăm în practică clinică. De exemplu, vă dau exemplu. Datorită procesul de demineralizare care l-am însușit făcând demineralizarea la gretele ospipondrale, am implementat și procesul de demineralizare. L-am cunoscut de mult în datorul, m-am învățat și l-am implementat în cazul băieții țăsuturi. Am început să fac os, adică greță, corpul spongioasă demineralizată. Apoi am trecut la obținerea de pastă osoasă demineralizată, care ușor se înjertează cu siringa. Acum sunt o pană, că sunt mai modelul, m-am învățat în lucrarea respectivă, cum să cultiv anumite tipuri de celule de jumătate de mare. Ceea ce facem acum, ce fibroblastele, teratoncite, dar tot să facem în continuare. Dar și ține propriu zis de greță, eu cred că defectul țesutul osteocondral care e experimental, eu m-am stăruit să fie același ca defectul de cartilaj tratat prin mozaicoplastie. Adică eu nu cred că ceea ce e specific și pentru defectele care se pot fi tratate prin mozaicoplastie, pot fi utilizate și greții care le-am utilizat. N-am testat, spre exemplu, diametri diferite de defecte în tratament. Că scopul dumneavoastră utilizarea acestor grete în defecte majore. Da. Un defect mic, nu sunt metode care la timp actual sunt mozaicoplastie, da, sunt grete celule autologice, sunt artificiale care sunt o mulțime dispozitive de condrogaiduri care la momentul actual sunt. Da, însă în defectele majore, dacă aici ar fi o perspectivă de utilizare aceste grete. Am utilizat rezultatele de efect majore nu arată bine, însă la comparație cu locul martor, ele sunt bune. Da. Dar vă rugăm întrebări? Eu am și o întrebare. Așa, dacă nu v-ați gândit sau dați folosit în lume, unele preparate care ar și primat puțin procesul inflamator și obiectul imun, care ar aduce la cei că s-ar integra mai bine aceste celule probleme. Dar îți folosesc în primele perioade inflamate. Nu îți folosesc niciun preparat, afară de analgici, base, în lume îți folosesc, nu știu. N-am eu nu pot spune că vorbesc de coloană, unde
momente degenerative care apar discurte vertebrale, în mare măsură, pornesc nervii prana de difuzie, prin placa terminală sau elini care este, se dezinfecte, degenerează și pleacă. Dacă, adică, vă spun, iese din avasărul care, eu și-am gândul, dacă celulele care mortificate sau microbioză umbră, revascularizarea vine mai bine și ceva, ceva, distanțiente mai bine. Adică, noi, dacă la unul de fază, că a spus că undeva la 6 săptămâni, regenerează mai bine. Dar ceva în combate, după ce s-o trebuie sau inflamator, ar fi mai bine, mai bine sau nu? Asta te va lua. Prima, și o două întrebare. Nu ține de supravază cortantă, eu cândva, mult stimată, mult cercetat, domnul profesor Mărin, operat mântul mare, adică benignă, da? La care au fost transplantate anii 70, începutul anului 80, o serie de alogrefe care erau inclusiv cu cartilajul. Eu am văzut rezultate la distanță, am făcut acum unele imagini, la care o funcție foarte bună, mă rog, la articulația pulmonară, artroză, bădită, însă la umăr destul de bun. Adică, cum se poate lămuri această situație? N-am găsit o literatură ca să utilizeze în cazul respectiv careva preparate de proteinat proces inflamator. Adică, posibil, la pacienți, din cazuri experimentale, care se fac, se folosesc la orice pacient analgeci inflamatorii, din cazul respectiv am folosit analgeci nesteroidi. Ce ține de a doua întrebare, viitor la prefața portantă și neportantă, noi, în cazul laboratorului, am mai folosit, pur și simplu, diferențe mari. La început, chiar a făcut defecte mai mari, cu defecte jumătate sau 37, a făcut defecte 4,5 mm de diametru și peste jumătate de an, el practic nu s-a observat. Însă la histologie, da, se vede stratul de caclar, era mult mai subțiat și către normă, o structură dezorganizată este cei, însă vizual macroscop, el însă vizual critica, îi spui că practic n-a fost defect în unele cazuri. Însă ce ține de suprafața portantă, defectele ca și nu erau așa și așa, și apăreau probleme, dezaccepte, genunchi cu... Da, vă mulțumesc. Da, cine mai are întrebări? Nu, da. Dăm cuvântul domnului secretar să prezinte concluziile la evaluările precedente care au fost efectuate în comisia anterioare, autoritatea primară de cercetare, sunate din profilul dovedit, adică din profil care au avut loc, și avizele externe care au pervenit, parvenit, da, primată în timp, da, vă rog. Stimați domnule președinte, stimați membri al Consiliului, stimați o audiență, voi prezenta parcursul tezei. Parcursul teza de doctorat științe medicale a fost evaluat în cadrul unității primare, la ședința comună a Catedrei de Anatomie, Clinică și Laborator de Igienă Tisulară și Culturi Celulare al Universității de Medicină și Farmacie Hipatie Semețanu, la data de 25 mai 2023, procesul verbal numărul 7, unde a avut un aviz pozitiv care a fost aprobat și recomandă la etapa 8. Anterior la seminarul științific, la ședința cu aplicare în medicină 321, medicină generală specialitate 21.4, inginerie tisulară și culturi celulare din data de 21 iunie 2023, a aprobat de doctorate medicale cu tema crește combinate, restabilire defecte experimentale de cartilaj articular, de programul de doctorat 341.1, inginerie tisulară și a domnului Copzac și recomandat pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific al Consorțiului Universității de Medicină Ivan Simțanu, unde a fost și aprobat componența Consiliului Științific care este astăzi prezent, care a fost anunțat. De asemenea, la adresa Comisiei Doctorat au pervenit avize pozitive la 5 recensențe externe a domnului
Ficali Anton, doctor în științe medicale și inginerie tisulare, oxigen, non-material, profesor universitar, director de program științe și inginerie materială, CDC, non-material, Facultatea Inginerie Chimică, Universitatea Națională de Științe Tehnologii Politehnică din București. De asemenea, avizul domnului Coșiuc Andrean, doctor în științe medicale, medic specialist Banca de Țesuturi Umane, șef secției morfologiei în Spitalul Traumatologie și Ortopedie. De asemenea, treilea aviz domnul Ursul Siegel, doctor în științe medicale, Catedra Ortopedie și Traumatologie, Universitatea de Stat, Praite Stimețanu, a domnului profesor Remizov, doctor candidat în științe medicale, a domnului Budomar Valentin, doctor candidat în științe medicale, profesor universitar, șef al laboratorului de biochimie, Universitatea de Stat, Praite Stimețanu. Menționez că toate avizele parvenite au fost favorabile, apreciat teza pozitiv, calitatea tezei și a rezumatului. Acestea sunt toate avizele, toate sunt pozitive. Da, vă rog. Bine, mulțumesc pentru avizele prezentate. Da. Mulțumesc mult pentru efortul depuse dumneavoastră, stimați recenzenți. Sper că ați fost impresionați de rezultatele prezentate de mine. Sper, da, sper. Și vă mulțumesc încă o dată. Trecem la prezentarea vizurilor de preteriferenție oficial, care se vor expune asupra tezei, cu atribuirea calificativului obligator, care este excelent, foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător, conform regulamentului aprobat prin organul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Republicii Moldova, numărul 514, din 5 decembrie 2017. Cuvânt se oferă membrului Comisiei de Informare, doamnei Marie Urnaru, doctor în biologie, conferențiar universitar, centru de formare și cercetare în inginerie solară și medicină regenerativă, Universitatea de Medicină și Farmacie, Grigore Popa, Iași, România. Vă rog. Dacă e posibil, la tribună, vă rog. La microfon, da? La tribună, la tribună. A, da. Mulțumesc. Bună ziua, onorată asistență, stimate viitor doctor și stimați membri ai comisiei. În urma evaluării tezei de doctorat, cum este? Să vorbesc pe mai tare. Așa, în urma evaluării tezei de doctorat a domnului Vitale Cotac, sub îndrumarea domnului doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Marco Viorel și în cotutelă cu doamna profesor Vereștiu Cliviana. Deci, în urma analizei tezei, am ajuns la următoarele concluzii pe care le-am redactat sub formă unui aviz, pe care, dacă îmi permiteți, am să dau citirii ca să omit ceva din ce am avut de zis. Deci, teza de doctorat a domnului Vitale Cobzac, o temă medicală cu o abordare interdisciplinară care vizează domeniul ortopediei, medicină regenerativă și sănătate publică. Obiectivul cercetării a vizat obținerea unor grefe bioartificiale de cartilaj cu arhitectură, compoziție și structură apropiate de cartilajul natural, prin combinarea metodelor și tehnicilor moderne de inginerie tisulară și medicină. Doctorandul a reușit să obțină matrice extracelulare osteochondrale, care ulterior au fost populate cu celule autologe și transplantate în scopul refacerii defectelor experimentale de cartilaj. Lucrarea elaborată de doctorand conține 170 de pagini și cuprinde 6 capitole, discuții generale, concluzii și recomandări practice. Pentru redactarea și ilustrarea informațiilor și a rezultatelor obținute au fost concepute 59 de figuri, 12 tabele și 7 anexe. Iar pentru realizarea și argumentarea temei au fost consultate 225 de surse bibliografice. Bineînțeles că la începe cu o introducere în care autorul deja a prezentat, a descris actualitatea cercetării, argumentat scopul și obiectivele lucrării.
În capitolul 2 a prezentat succint informațiile legate de structura, ontogeneza și fiziologia cartilajului articular. Acestea sunt urmate de descrierea etiopatogenezei și a proceselor fiziopatologice survenite în cazul defectelor de cartilaj. La sfârșitul capitolului sunt menționate metodele de tratament cunoscute până în prezent ale defectelor de cartilaj. În capitolul 2 se regăsesc metodologiile utilizate de către autor în efectuarea cercetării, acestea cuprind pregătirea mediilor de cultură pentru creșterea celulelor, pregătirea soluțiilor enzimatice și a reactivilor necesare pentru demineralizarea și decelularizarea grefelor osteochondrale, precum și metodele statistice utilizate pentru analiza datelor experimentale. Capitolele cel mai importante, 3-6, sunt dedicate studiilor experimentale în care au fost utilizate metode in vitro și in vivo. Așa cum a precizat și domnul doctorand, au fost utilizate 55 de animale, din care 36 utilizate pentru testele in vivo, 13 animale au fost servit drept donator de țesuturi, iar 6 animale au fost excluse din experiment. În capitolul 3, cercetarea a vizat metode in vitro de izolare a unei populații de celule stemeze închimale. În acest capitol, doctorandul descrie o modalitate originală și inovativă de colectare a măduvei osoase de la animalele experimentale prin abordarea osului leac în plan paralel cu acul de funcție, ceea ce a permis colectarea unui volum crescut de măduvă osoasă, respectiv a unui număr mare de celule stem, fără a supune animalul la riscuri vitale. Metoda a dovedit un randament crescut de celule stem izolate, iar prezența celulelor stem a fost confirmată prin metode histochimice. În capitolul 4, doctorandul a descris obținerea unei populații de condrocite din cartilajul articular. În acest capitol, la fel ca și în cel anterior, doctorandul descrie propria metodă originală și inovativă de digestie prin monitorizarea procesului degradare enzimatică a cartilajului, metodă pe care a combinat-o cu utilizarea explantelor. Această metodologie a permis obținerea unui număr suficient de mare de condrocite, ceea ce a permis utilizarea lor în stare nativă, nealterată prin dediferențiere fibroblastică, ca urmare a multiplelor pasaje în sistem bidimensional. Capitolele 5 și 6 prezintă cele mai importante rezultate ale cercetării. Astfel, capitolul 5 cuprinde metode și rezultate care au vizat obținerea matricilor extracelulare suport prin demineralizarea și decelularizarea grefelor osteochondrale. Aceste matrici au fost analizate fizico-chimic și din punct de vedere a citotoxicității, precum și al conținutului restant de ADN. Principala concluzie desprinsă în acest capitol a vizat grefele osteochondrale demineralizate și decelularizate cu 2 decilsulfat de sodiu 1%, care au prezentat cea mai mică cantitate de ADN restantă și o viteză de degradare mai lentă, ceea ce dumneavoastră a presupus că ar corela și cu o integrare mai eficientă cu țesuturilor gazdă, din acest motiv fiind luat ca model pentru capitolul 6. Capitolul 6 prezintă experimentele in vivo. În acest capitol se regăsesc și cele mai multe abordări inovative. Una din acestea este dispozitivul pentru fixarea și celularizarea grefelor de dimensiuni mici, care permite stabilirea exactă a ratei de populare cu celule transplantate. Un alt procedeu original și inovator a fost implementarea unui scor histologic pentru evaluarea calității cartilajului regenerat. Principalele concluzii care s-au desprins din acest capitol au fost grefele populate cu celule stemeze închimale, care au prezentat un potențial regenerativ mai crescut în comparație cu martorul. Ambele tipuri de activități, cele in vitro cât și cele in vivo, au fost descrise de doctorand într-o manieră logică, bine structurată, ilustrată și argumentată cu date științifice recente și o analiză statistică relevantă. Originalitatea rezultatelor, care este reflectată de cele 45 de lucrări științifice publicate, din care 6 în bază de date internaționale,
O lucrare încadrată în baza de date categorie B, 38 de rezumate teze abstracte, 18 prezentări la conferințe internaționale, dar mai ales contribuțiile personale ale doctorandului în elaborarea metodelor de studiu care se regăsesc în cele 6 brevete de invenție, 18 trofee, 23 medalii de aur, 3 medalii de argint și 6 diplome de excelență, oferă teze o cantitate științifică și o valoare aplicativă evidentă. Acestea le consider și punctele tari ale lucrării elaborate. Din câte am văzut, metodologia recomandă evidențierea și a punctelor slabe. Din punctul meu de vedere, punctele slabe ale lucrării sunt aproape neglijabile în contextul celor menționate mai sus și pot fi atribuite unor eventuale erori de redactare sau includerea în bibliografie a unor surse indirecte, preluate prin link-uri de internet și nu prin citarea unui material original. În concluzie, ca urmare a celor expuse, recomand cu fermitate acordarea titlului de doctor în științe medicale domnului Vitalie Cobzac și calificativul excelent pentru teza elaborată. Vă mulțumesc! Și felicitări în calitate de membru în comisia de îndrumare, pentru că domnul Vitalie Cobzac mi-a făcut vizită la laborator, aș vrea să evidențiez că pasiunea cu care a lucrat dumnealui este inegalabilă, aș putea să spun. Este foarte pasionat de temă, își dorește să obțină, muncește mult. Trebuie de apreciat că între timp și-a întemeiat și o familie și are și doi copii, toate astea în paralel. Deci îl felicit și îi urez succes pe mai departe. Cinstit, după discursul dumneavoastră a rămas pe rugvinte. Nu așteptam la așa o plicere înaltă. Mulțumesc mult, doamnă conferențiar, pentru ajutorul care mi l-ați acordat parcursul perioadei mele doctorat, perioada dumneavoastră. Niciodată nu ați refuzat sau să n-aveți timp să mi arătați, să mi explicați ceva. Foarte mult apreciez chestia respectivă. Mulțumesc, mă așteptam la o critică mai fiernică, mai... Mulțumesc pentru aprecierea care mi-a dat. Cuvântul se oferă referentul liceal, domnului doctor Cătălat Medicină, profesor universitar, domnul Boris Topor. Sunt universitar Cătălat Antonie și Antonie Clinic. Universitatea a stat medicină farmacie în Clatea. Stimate domnule președinte, stimați colegi, aici îmi aviz tot scris corect, cum se cere după regulament, dar eu aș spune vă câteva cuvinte, fără. Dar tema actuală e clar. Și mă tem că ar seamănă actuală încă mulți ani înainte. Și nu numai domnul Cobzac ar se ocupe cu această temă. Că idei provocatoare sunt și ar fi cheltuiți bani și eforturi și iar ar fi rezultat nu prea... Și iar s-a repetat și odată probabil să acasă o soluție. Mă tem că poate să întâmple așa cum era cu ideea a transplantării articulațiilor. Mamia, de oricum, era din Moscova, care din Azerbaijan, fășe. Și în fine, noi acum avem din parte articulații cu o femoare. Așa și aici poate să întâmple. Că regenerarea e în principiu, evident, nu știu, în biologie ei, e ascunsă. Eu țin minte limba rusă, cred că toți cunoașteți, când eram la unele conferințe și congrese, s-au auzit așa o frază că regenerarea se crede ea și природă. Dacă așa, nu știu, pe dreapta de noi nu vreau să vă spuneți, dar noi căutăm. Și că aici domnul Narco, în primul rând, și domnul Cobzac, m-a îndrăznit. Știi, el, când așa ușor ar fi, m-a îndrăznit. Și-a făcut un volum mare de lucru și eu mă bucur că ei nu s-au încurcat. Domnul Cobzac nu s-a încurcat în serialul ăsta. Și a doilea, eu am fost în martor ocular. Eu am văzut cum domnul Cobzac lucra.
pot vă spun azi, și a mai fost spus de plagiat, știți, între așa lucrări, plagiat nu poate fi. Ele sunt originale, făcute de autor și el nu a repetat ceva ce-a făcut alții. Da, au văzut ce-a făcut alții, eu citit, dar și el ce-a făcut el nu este plagiat. Încă, interesant, știință doar noi știm, se dezvoltă prin victorie. Pe că aici domnul Cobzar, creativ așa a fost, cautat, poate nu te-a corect, cu apă și ala, că iau dintr-o parte, nu mi-au spus, dar din altă, nu? Dar totul n-au făcut, că dacă și asta nu face, în genere nu-ți primea niciun rezultat în experimentul ăsta. Lucrarea în principiu experimentală fundamentală. Cred că nu, până la infinit, fundamentală. S-a vorbit aici ceva de ADN, dar nu s-a vorbit. Dar nu avem noi laboratoare unde noi putem să determinăm toată biochimia osului, procesul regenerativ, putem ceva să facem în morfologie. Azi deloc nu s-a vorbit de proteina morfogenetică, măcar că o știm bine. Poate altcineva s-a ocupat cu asta. Interesant în genere lucrarea și eu vreau să vă spun că doar corespund metodele scopului. S-a luptat de normal și concluziile că sănătoase, iată la mine dubii concluziile nouă. Ele sunt destul de, așa că am văzut, creative și poate să fie și dubii, poate nu așa, dar tot una. E bun. În genere, să nu vorbesc mult, eu vă spun că eu sunt de acord cu șeful domnul Cobzac, aș obții titlul de doctor în științe medicale și eu cred că tipul poate fi determinat excelent. Nu am mai văzut lucrări de astea. Eu îmi dau seama ce înseamnă și excelent. Eu pot să mai confirm. Să încerci altcineva, este așa cum mare de experiment și pe animale. Acolo este încă o problemă de care nu vorbim. Dacă eu am vrut să te finisez, dar iepurașii ăștia, ei se infectează așa de ușor, că din 10, unul pot să aduc ție. Cu rezultatul clar, științific. Mulțumesc de... Da, mulțumim, domnul profesor. Vă rog. Domnul profesor, mulțumesc pentru prietenia noastră. Foarte important pentru mine. De asemenea, vreau să mai adaug la faptul noastră, spuneți că procesul regenerativ e cutia Pandorei. De asemenea, procesul regenerativ aflarea cheii procesul regenerativ în efectele cartare articular, este cheia succesului pentru oameni care vor să devii semne pagazinului. Asta e ceea ce mi-am spus în Germania, că am fost la Germania. Am mulțumesc mult, domnul profesor. Cum să fie cu prezent oficial domnului doctor Vincenă, cu oficial oficial, domnul Alexandru Vicilor, șef secției de ortopedie, Ortologiei Statului Republican și Comerțial Academia de Ordine de Ortologie, Universitatea Stat de Cipru și Farmacie de Pătă Cițară. Rog, domnul profesor. Bună ziua! Bună la Prezidiu, domnul președinte, mult stimați domn profesor, mult stimați colegi. O secundă. Cartarea avizul oficial este tipărit pe 4 pagini și dacă îmi permiteți, n-am să-l dau citire, deoarece e mult de citit și eu pot să o fac mai succint. În linii generale, am evaluat teza domnului doctorant Vitalie Cobzac și am aplicat calificativul excelent și vă spun de ce. În primul rând, e vorba despre o actualitate foarte importantă. Eu vin din domeniul artroplastiei proteinice. Eu pun metal. Așa au fost că învățătorii mei, iar învățătorii învățătorilor lor, când l-au spus în anii 60-70 a secolului trecut că, gata, problema ardozică este rezolvată. Plecând implante, noi rezolvăm toate problemele. Au trecut timpul și am arătat că nu este chiar așa. Avem multiple probleme. Am încercat să elaborăm alte metode și despre care domnul competitor a vorbit în teza lui și despre care s-a discutat astăzi. Fel de fel pe controplastic, fel de pe mozaic plastic, care de asemenea nu au dat rezultat pe deplin satisfăcător. Și în momentul acesta apare teza lui Vitalie Cobzac, care a încercat, prin elaborarea unei noi
nu zic concert, dar un noi tip de greve care combina principiile de inginerie de solară și combinate cu celulele progenitorii de condrocite, care cred că este foarte valabilă și care cred că reprezintă viitorul, deoarece toți noi înțelegem. Viitorul nu va constitui metalul, viitorul va fi constituit din biologie. Și viitoarele implante vor fi implante biologice, de aceea teza aceasta este foarte binevenită. Un alt moment care m-a impresionat foarte mult este un nivel foarte înalt științific și un suport metodologic al cercetării. Deci, dumnealui, pentru a atinge acest scop, a efectuat experiențele sale nu numai în domeniul, deci în Moldova, dar și în România, cu ajutorul dumneavoastră, și a obținut, părerea mea, ca un clinicist, niște rezultate fenomenale. Nu știu, eu citind această teză am fost foarte impresionat, deci partea a treia, a patra și a cincea, sincer vorbind, eram fascinat de ceea ce a fost efectuat și cu adevărat mirat că așa ceva se poate fi făcut în condițiile noastre. Deci dumnealui a identificat celulele izolate din mediul osoase, din cartilaj articular, a determinat randamentul real al celulelor transplantate și a elaborat un scor histologic complex de evaluare a rezultatelor obținute. Mai mult ca atât, dumnealui a avut în rezultatele cercetării și anumite inovații, în special monitorizarea continuă în procesul de izolare a condrocitelor, tehnică de obținere unei culturi de celule stem, utilizarea unui dispozitiv special și tot așa mai departe. Deci, cu adevărat, este o lucrare științifică, cum a menționat și domnul profesor Topor, s-a lucrat mult, s-a făcut foarte mult și asta impresionează. De asemenea, a fost foarte menționat de examinările microscopice. Rar când ai să vezi într-o lucrare de teză de doctor asemenea examinări. Și toate acele care le-ați făcut și scanare electromicroscopică și microscopie fluorescentă și microscopie de contrast de fază au, să zicem așa, avansat lucrarea dumneavoastră la un alt standard de cercetare științifică, ceea ce impresionează foarte mult. Și ultima, dar nu mai puțin important, este activitatea dumneavoastră din punct de vedere al publicațiilor și participării în diferite foruri științifice. Cifre impresionante. Dacă nu greșesc eu, 45 de publicații, 17 foruri științifice, 6 medalii de aur la niște forumuri, 6 brevete de evidență. Desigur că aceasta trece peste limita de cerință față de o teză de doctor în științe medicale. Ca concluzie, generală, teza domnului dr. Vitalie Cobzac reprezintă o lucrare complexă și finisată și sper că aceasta va avea o aplicare pe cât teoretică, pe atât și va genera aplicații practice. Luând în considerație toate cele expuse, recomand acordarea titlului de doctor în științe medicale competitorului Vitalie Cobzac. Vă mulțumesc! Calificativul am spus, dacă ești efectivul excelent. Mulțumim, domnul profesor. Am vrut să vă rog să răspund, domnul profesor. Domnul profesor Vecior, mulțumesc mult pentru aprecierea dată lucrării mele. Chiar sunt, sper să am pe parcurs rezultate și mai bune. Sper să găsesc chiar succesul în stabilirea cartajului articular. Că a fost membru, secretar a Comisiei de Tratament Istoric, foarte bine cei cu pacienții care stau în rândul la proteze, ar fi mult mai bine decât dacă am găsit o modalitate de a preveni degradarea artrozică a articulației, decât să ajungem până la final la o protezare de șol sau genunchi la un pacient de 50-40 de ani. E mai bine făcut de regenerat articulația prin tehnici de inginerie solară. Dacă să ajungem la artroplastie, poftim, la 70-80 de ani, părerea mea ar fi bine atunci. Dar așa, număr de pacienți, de exemplu, de cartilaj, timpul întinerește, adică nu îmbătrânește, din păcate, această problemă, nu doar la noi în țară, asta e o pandemie adevărat. Mulțumesc mult de plăcere de asta. Mulțumim. Cuvântul să oferă conducătorul științific, domnul conducător științific, domnul doctor habilitat în medicină, domnul profesor Ștar, domnul Ion Nacu, Tatiana Plămiș, la Dumitriu. Stimate domn președinte, stimate domn profesor Bieștuc, stimate domn Botnaru, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Vreau să zic că detalii, mă rog, tangențial îl cunoșteam și până a face rezidențiatul, văd că în timpul rezidențiatului mai ales fiind și eu ortoped, traumatolog, dar
mai bine deja, evident, când ai venit în laborator, am început să o cunosc mai bine. Este, într-adevăr, stăbuincios. Își obține sau își pune problemele și le soluționează. Și, evident, și în plan familial a reușit cu ajutorul laboratorului să progreseze. Nu, șeful nu s-a ieșat aici, chiar nu am nicio atribuție, dar s-au isprăvit singuri. Dar am avut în direct laboratorul la sensorul. Deci a făcut o lucrare frumoasă, o parte din cercetări, deci s-au făcut în România, o parte la noi, cât și ceva și în Germania. Este o lucrare, după mine, frumoasă și evident că merită pe deplin titlul de doctor în științe medicale. Referitor la problema restabilirii cartilajului, evident că rămâne o problemă cu părere de rău și după pieza aceasta, deoarece problema este, noi toți suntem diferiți și în careva standarde în tratamente, ele nu le poți aplica sau rezultatele care le avem nu sunt identice la toți pacienții. Deci aici se discută acum despre medicina personalizată, evident că se atribuie și în transplant. Deci ar, cu timpul cred că și inteligența artificială și celelalte poate ne vor ajuta să găsim pentru un pacient concret o metodă care va fi cea mai binevenită pentru el. Nu știu, pentru protezare poate, poate plastie sau grefă obținută prin inginerie tisulară și altele. O să vedem cu ce va continua Vitalie. În Germania a început să facă un studiu de congelare a alogrefelor pentru a păstra cartilajul articular. Vorbim de alogen, care ar putea fi utilizat și în mozaicoplastie, face și în restabilirea unor porțiuni de cartilaj, dar fiind grefe vii, adică cu celule vii, care ar permite o regenerare adecvată. Deci, evident, se necesită de a studia, rezultate de studii interesante și controversate în modalitățile acestea de criocongelare, dar posibil să facă sigur o metodă de a obține aceste celule vii și atunci probabil că acel transplant de, nu știu, de condil, să zicem, femoral, împreună cu cartilajul sau parțial, nu știu, pentru întreaga articulație, evident că e problematică, dar cu timpul poate se va găsi acea soluție pentru a deveni. Profilaxia, da, evident, trebuie făcută, dar atunci visul de a deveni cel mai bogat om din lume decade. Așa că, mă rog, dar în schimb, o să fie toți sănătoși și o să alerge pe picioarele lor. În concluzie, zic că, încă o dată, confirm că Vitalie merită pe deplin titlul de doctor în științe medicale și calific lucrurile și șteza efectuată cu calificativele excelente. Mulțumesc, domnul profesor. Mulțumesc, fiere, doamnei profesor universitar, doamnei lucrător pe cotitelul, doamnei Leana, Adeliștiu, vă rog. În primul rând, bună ziua și aș vrea să mulțumesc, în primul rând, Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Desdemitsanu pentru această colaborare în cadrul unei teme foarte interesante. Pe undeva, domnul, această colaborare sperăm să deschidă și alte căi de colaborare între facultatea noastră, suntem în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală din Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorete Popa din Iași, iar în cadrul Centrului de Inginerie Tisulară dezvoltăm teme care se pare că sunt comune celor două universități. Revenind la
teza domnului Hobzac, nu pot să nu spun că pe parcursul anilor de realizare a acestei teze am sesizat o pasiune specială pentru domeniu. Eu sunt convinsă că domnul Hobzac nu se va opri aici. Cred că setea dumnealui de cunoaștere care l-a făcut să încerce, să înțeleagă o serie de noțiuni care nu erau chiar foarte familiare, noțiuni din ingineria materialelor, noțiuni care de testarea unor materiale prin tehnici noi, dumnealui le-a învățat și le-a însușit și a reușit să le aplice cu mult succes în teza dumnealui de doctorat. Cred că teza de doctorat aduce contribuții importante la cunoașterea științifică prin mai multe aspecte. Metodele de izolare a celulor STEM și a condrocitelor, metodele de optimizare, practic, a unor suporturi, noi în ingineria materialului le spunem, suporturi care pot fi populate cu celule STEM și condrocite. Practic, dumnealui a reușit, prin tehnici care utilizează tensioactiv și enzime, să stabilească condițiile în care pot fi demineralizate și decelularizate anumite tipuri de suporturi. De asemenea, toate testele efectuate in vitro și in vivo, care au dovedit calitățile dumnealui de cercetător format, un cercetător a plecat nu numai la partea de cunoaștere, partea teoretică, ci și pe partea aplicativă. Mereu a căutat să înțeleagă de ce se întâmplă un anumit lucru, de ce un rezultat este într-o anumită formă. Am apreciat foarte mult aplicarea spre rigurozitate în ceea ce înseamnă dovedirea unor aspecte științifice, aplicat tehnici statistice pentru a evidenția care dintre dintre materiale sunt mai eficiente. De asemenea, în partea am apreciat modul în care a folosit tehnicile histologice pentru a dovedi o serie de aspecte în testele in vivo, rigurozitatea cu care a utilizat metodele de evaluare histologică și scorul pentru evidențierea unor elemente de regenerare tisulară. Pentru noi, pentru centrul nostru, dumnealui știe că toți membrii centrului nostru sunt foarte apropiați de dumnealui și de fiecare dată când auzeam că vine domnul Hobzac de la Chișinău, toată lumea era, știau că domnul Hobzac va sta foarte târziu, că va sta și sâmbătă, va sta și duminică și își va efectua toate experimentele. Eu îi doresc mult succes mai departe, să rămână un entuziast în a găsi și a identifica noi metode în acest domeniu fascinant al medicinei regenerative și aș vrea să-i mulțumesc și domnului profesor Năcu pentru această oportunitate de a lucra împreună și de a înțelege și din perspectiva dumnealui anumite aspecte care țin de ingineria tisulară. Am apreciat activitatea domnului Hobzac, calificativ excelent, și doresc domnului profesor Năcu cât mai mulți doctoranți de calibrul domnului Hobzac. Probabil în colectivul dumnealui se ridică standardul destul de mult și toți colegii știu că trebuie să ajungă și să-l depășească pe domnul Hobzac. Mult succes în continuare! Mulțumesc, domnul profesor! Mulțumim mult! Domnul Italia, vă rog, spuneți. Mulțumesc, doamnă profesor, pentru aprecierea dată. De asemenea, și eu când mă duc la Iași, tot mă duc cu bucurie mare. Știu că la Iași, pe timpul ușile îmi sunt deschise. N-am avut cam, sincer vă spun,
posibilitățile și modalitățile, cu dumneavoastră, atitudinea dumneavoastră, dumneavoastră doamne Butnar, pentru mine sunt foarte importante și m-au ajutat foarte mult în realizarea cercetărilor medicale. Nu doar ca ceea ce a făcut, nu doar ca cercetător, dar și ca persoană. Sunt foarte bucuros să o cunosc pe dumneavoastră și pe doamna conferințiar. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Noi, pe parcurs, am auzit un întrebări de unul de cei mai buni ortopezi ce ține de articulațiile mari, domnul profesor Proitoru, domnul recenzent, domnul Bețișor, care sunt între de vază la noi de ce ține de articulații și întrebări sunt persoane foarte pregătite și în punct de vedere a literaturii cunosc foarte multe și vreau să-i ofer cuvântul sectarului ședinței de astăzi, domnul Nicolae Arhan, care este și el un eminent ortoped ce ține de patologia articulațiilor mari, un ortoscopist foarte bun, cunoaște foarte, foarte în detalii această patologie. Vă rog, domnul Cățiar. Stimați colegi, astăzi avem o teză care pe mine mi-a frământ cel mai mult. Domeniul meu de activitate, în fiecare zi, avem litiune de cărțioasă. Cum să o reparăm? Este o problemă, am mers vorba aici despre restabilirea cartilajului hialin. Eu nu știu, lucrarea domnului Cozac este foarte valoroasă, foarte apreciată, însă acela care va putea restabili cartilajul hialinic, dat de Dumnezeu, cred că o spunească primul meu. Diferite metode au fost utilizate prin stimulare, prin transplantare, însă, din păcate, rezultatele nu sunt acele care noi le dorim. Însă, teza domnului Cozac, astăzi, eu am citit-o foarte cu atenție, este foarte bine descrisă istoria evaluării criteriei cartilajului, metodele transplantare, metodele care sunt bine cunoscute și care sunt lucruri cu medicina practică. Valoarea tezei lui, numai denumirea, teza experimentală, care a făcut prin experiment, nu fiecare de noi merge la așa tip de teză. Nu are practic, teze practici, clinici, evaluări, fonare. Însă dumneavoastră a depus un efort destul de important, foarte mult am muncit, să văd rezultatele care sunt apreciate între acelea 45 de publicații. Eu nu știu, cam rar sunt competitori la teză, la titlul de doctor în științe medicale, care să aibă atâtea publicații. Atâtea 6 invenții, tot este foarte mult care depășește teza de doctor în medicină. Foarte mult am studiat rezultatele experimentului. Așteptam ca să văd cât se primește cartilajul cea la hialinii care trebuie. Însă, din păcate, se primește mai mult cartilajul gros. Care, în toate, tot cam așa și este. Ceea ce depinde de teză. Dumnealui a muncit foarte mult, este o persoană foarte disciplinată, a depus o muncă enormă. Rezultatele de teză sunt bine oprindite. Și dacă mă adresez la teza, dumneavoastră își merită titlul de doctor în științe medicale, îi apreciez calificativul excelent și îi doresc succes în viitor. Mulțumim, domnul Cuțar. Domnul Cuțar, vă rog. Mulțumesc mult, domnul secretar, domnul conferențiar Arhan. Părerea dumneavoastră e foarte importantă pentru mine, din cauza că sunteți omul din domeniu. De asemenea, și părerea domnilor, profesor Proitoru și domnul conferențiar Bețișor, de asemenea, sunt foarte importante, deoarece sunteți pilonii care se poate de bazat pentru a face anumite cercetări. Sunteți persoane cu care se poate consulta, merge pe calea cea dreaptă, nu merge pe calea cea dreaptă, și să știu în ce direcție să o apuc, să fie corect făcut și să am rezultate bune în final. Mulțumesc mult! Onorată Sfință, mulțumesc, domnul profesor, mulțumim pentru vizita la noi la Chișinău, că ați participat în decurs la lucrarea dată, dată de finisare. Eu, dacă îmi dați voie să mai spun, dacă cu plăcere am primit invitația să fiu privind la această lucrare frumoasă, la această subiență frumoasă. Mă bucură că s-a întors experimentul timp la noi în Moldova. Vreau să spun din personalitățile persoane sau persoane care sunt aici în sală, domnul profesor Proitor a făcut experiment, adică parte experimentală, prima teză și a doua teză, experiment foarte mult, prima
în zugană de foc, care i-a timp și ăla, m-a scuzat, adică experimentul au participat mai mult de când, o serie de proteze care urmări, ce provoacă, o steliză, care multe, 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 domnul conferențiar Pințor, domnul Iercam, domnul Topor, m-a scuzat, dar cine poate n-am enumerat, prin experiment, prin studiu, revine, cum se spune, dreptatea. Mă bucur că în cadrul Universității de Stat Medicină Farmacie, datorită domnului rector Emil Ciobanu, vreau să mulțumesc foarte mult, domnul prorector Pintiță, domnului academician Stanislav Gropa, care în cadrul Universității este creat și activează Institutul Cercetării Științifice, se renovează și activează laboratorul de cercetări științifice. Vreau să-i mulțumesc domnul profesor Nacu că a menținut ceea ce au pus predecesorii noștri. Vreau să-i numesc domnul profesor Ion Marin, domnul academician Vitali Vitișor, doamna profesoară Iacunina, domnul conferințiar Pavel Țapuș, mulți cunțate, domnul Topor, care au stat la baza unor cercetări de ce ține alografelor, implementarea în clinică. Studii care la momentul dat au dat un imbol clinic destul de înalt. Și mă bucur că acum tineretul de astăzi prelungește acest lucru, care s-a finisat azi într-o lucrare terminată, bine redactată, bine descrisă, cu materiale expuse la diferite conferințe nenumărate, România, Bulgaria, Italia, Ucraina, cu șir de medale. Eu vreau să spun și parcursul când eram în era infecția COVID, nu, probabil două sau conferințe s-au fost făcut în online, s-au participat oameni de știință din și din Germania și din Franța. Ceva m-am auzit-o din lucrări, adică s-a discutat. Problema e actuală, cântează foarte mulți oameni știință, sunt, lucrează la această problemă. Unii momente care le prind doritare, la câte săptămâni, cum regenerează, cum revascularizează. Se vreau pus eu, țin minte noi cândva eram la casă, făceam, adică partea experimentală, ce ține de hipotermie la discuri de vertebral. Unii colegi țin minte cândva când se deschide articulația, era azot de tip tonat al articulației, pentru a proteja după o trauma chirurgicală sau un traumatism catenar cel la care este. Mâine pe mâine din lucrarea care a fost efectuată în laboratorul din celular din Moldova, din Iași, sportul dumneavoastră, sportătorul, cred că nu puțin, într-adevăr nu puțin, cu un sport foarte înalt, pe doar vă mulțumim foarte mult, a ieșit la lucrare foarte, foarte frumoasă, care mâine, păi mâine, cine știe? Da, știți cum? Mâine, păi mâine vine aurul celălalt sau sâmbul celălalt de aur, care nu-ți dă să-l trebuie. Eu sunt plătul care este finisată, bine redactată. Domnul Vitali Copzat este un doctor, într-adevăr, un medic care, în mare măsură, are o cultură științifică deosebită. Un om care, foarte rapid, îl era foarte muncitor. A spus că zi și noapte, că mă închipă că gardienii probabil un timp închide laboratoare, într-adevăr, foarte rapid. A spus, a doua zi, gata, ce a fost o deptată, o dus, o finisat. Adică eu persoană lucrativă care, probabil fiecare de noi, avea să lăsă în echipă. Lucrarea finisată, actuală, am spus, domnul doctor Vitali Copzat, că de plin merită titlul de doctor în medicină. Eu calific calificativul excelent, ca și toți colegii care ți-au spus până acum, și vreau să rog cei prezenți din sală să se spună și pe marginea acestui drept frumos. Vă mulțumesc! Da, vă rog, cine vrea să se spună din sală, cine dorește să se spună pe marginea materialului lucrării, pe teze doctor Nicea. Da, domnule, vă rog, spate de loc. Vă mulțumesc, din cauza ce el a fost unul din cei mai doi rezidenți al medicii.
De la bun început, cum s-a prezentat la catedră, am înțeles că cu dânsul spate de mers în cercetare, el de la bun început a dat dovadă de abilități deosebite, o persoană foarte responsabilă și muncitoare, era foarte mult stimat atât de colectivul de medici, asistente și în deosebi foarte apreciat de pacienți. Eu credem că el o să fie un clinician de o talie foarte înaltă. După, eu văd că și colegii noștri, Iurus Larcel, văd aici, care tot am lucrat împreună și au adus aminte de mulți ani în urmă, a fost asta când am fost alături, dar prezența lui m-a vis la cei ca să vorbesc despre asta, să-mi duc Vitalie la unii ce nu au fost, o dat de dovadă de responsabilitate, o dat dovadă de modestie, spre deosebire de multă altă lume. Vitalie, eu cred că e și nu unul din cei mai muncitori, dar și unul din cei mai modești. În pofida modestiei lui foarte mari, în condițiile zilei de astăzi, el a făcut o lucrare foarte bună și foarte utilă și subțință. Din punctul meu de vedere, asta e și o mândrie și o tradiție națională din cauza ceea, că ceea ce au făcut Vitalie astăzi este o prelungire a marilor studii a noastră naționale cu care ar trebui să ne mândrim, să ne aducem aminte de profesorul Pelouso, profesorul Cebanu, profesorul Topor, care pentru prima dată a studiat și a pronunțat proteina osteomorfo-reductiv, când el nu a citit lecția asta cu 30 de ani în urmă. Eu credem că el personal îl cunoaște pe profesorul Urist, care a descoperit asta. Și Vitalie nu a lăsat aceea și a făcut conducătorul lui, profesorul Nacu, care a adus un aport foarte important în acest domeniu. Vitalie nu a lăsat să se piardă asta, a pus umărul, a depus muncă și a mers înainte, clar lucru, cu ajutorul oamenilor din jur, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul altor personalități care l-au primit în laborator, care l-au îndrumat, i-au dat voie să fac. Clar lucru că eu am vorbit despre mozaicoplastie și într-adevăr aș vrea să menționez asta. Eu nu fac și la mine, eu lucrez într-o clinică, în spate de făcut mai mult, noi de mult timp discutăm, procurăm instrumentarul pentru mozaicoplastie și nu o facem numai din cauza cei că nu avem un instrumentar dedicat în clinică privată, unde sunt dotat instrumentală foarte bun. Eu mi închipui cu ce chin și cu ce nevoie el a luat grefele astea osteocondrale și mai în deosebi, cum el le-a fixat acolo. Clar lucru că asta trebuie de apreciat, asta trebuie de înțeles. Eu îi doresc lui Vitalie succes, cred că el o să ne mire și mai departe cu succese deosebite, poate participa, poate scrie, poate expune, să fie sănătos și la o prosperare și mai mare. Mulțumesc, domnul profesor. Da, vă rog, cine mai ia cuvântul? Nu-ți da? Bun, vă mulțumim. Deci, în următoarea etapă, conform regulamentului, membrii comisiei de doctorat, 7 persoane semnă numărul, președinte, secretarul, conducătorul și referenții oficiali trebuie să voteze 3 decizii prin vot deschis. Mai întâi de toate, rog să votăm declarația prin care fiecare membru al comisiei de doctorat declară pe propria răspundere că nu are conflicte de interese și sau motive de protejare a pretendentului la titlul științific domnului Vitalie Cozac. Noi toți am descălit, rog spunem la vot. Da? Pentru, dar nu răspunde. Vă mulțumim foarte mult. Toți pentru. Propun votului decizie de aprobare a tezei doctorului științe medicale cu titlul grefe combinate în destabilirea defectului experimental de cartilaj articular, program doctorat 341.01,
inginerie solară și cu tot celulare a domnului Cozac Vitalie. Eu propun ca să citim numai, poate, da? Cite, da? Da. Dar vă rog, cine vă rog? Votăm. Cine Pietro? Toți sunt Pietro, da? Contra dos. Propun acordarea titlului, tot propunea să spun acum, de doctor în științe medicale, domnului Cozac Vitalie, absolvent doctoratul, programul doctorat 341.01, inginerie solară, agricultură celulare. Cine pentru această propunere, vă rog să votă. Toți sunt Pietru. Deci, citer, mulțumim mult. Propun atribuirea calificativul. A fost până acum propuneri, toate excelent până acum, da? Rog să le aprobăm. Cine pentru? Toți membrii pentru. Mulțumim foarte mult. Dragi asistențe, permiteți să dăm citire proiectul de hotărâre referitor la acordarea domnului Cozac Vitalie a titlului de doctor în științe medicale și atribuirea calificativului pentru teza în temeiul celor menționate anterior, conform articolul 166 și 167 al regulamentului privind organizarea studiilor superioare doctorat ciclu 3, hotărârea de guvern numărul 1007 din 10 luna 12-2014, confirmăm că lucrarea grefi combinate în restabilirea defectului experimental de capilar articular este o cercetare științifică finalizată, originală, elaborată în baza cercetărilor proprii și considerăm argumentată decizia ca absolventul doctorat Cozac Vitalie să-i se confiere titlul științific doctor în științe medicale, iar tezei să-i se atribuie calificativul excelent. Confirmăm unanim prin vot deschis atât membrii Comisiei de Doctorat, cât și referenți oficiali. Rog să votăm proiectul de hotărâre care se va fi transmis Consiliul Științific al Consorțiului Școlii Doctorale în domeniul științelor medicale și ulterior înaintat prin confirmare la ANAC, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Da, vă rog, poți. Așa este regulamentul. Trebuie să dau citire procesului verbal al ședinței Comisiei de Doctorat, specializarea 341.01, inginerie titulară și culturi celulare din 20 noiembrie 2023. Dacă îmi permiteți, iau citire numai decizia. Da, se poate, da? Da. S-a decis. A aprobat teza de doctor în științe medicale cu titlul grefe combinate în restabilirea defectului experimental de cartilaj articular, programul de doctorat 341.01, inginerie solară și culturi celulare a domnului Cozac Vitalie, absolvent al doctoratului, laboratorul de inginerie solară și culturi celulare a Universității Statei de Cine și Timisare. Punctul 2. Acordat titlul de doctor în științe medicale domnului Cozac Vitalie, absolventul doctoratului, programul de doctorat, inginerie solară și culturi celulare, laborator de inginerie titulară și culturi celulare a Universității Nicolae Destimețanu. A atribui calificativul excelent tezei de doctor în științe medicale cu titlul grefe combinate în restabilirea experimentală de cartilaj articular, program de doctorat 341.01, inginerie titulară și culturi celulare a domnului Cozac Vitalie, absolvent al doctoratului, laborator de inginerie titulară și culturi celulare. Președintele, membru Comisiei Doctorat și Retenție Oficială, declară pe proprie răspundere că nu au conflicte de interese și motive de protejare a domnului Vitalie Cozac, absolvent al doctoratului. Acum, membrii Consiliului Științific trebuie să votăm procesul verbal. Care sunt? Da, vă rog, votăm cine e pro, cine e contra. Dar cine e pro? Unanim. Iar ducem felicitări domnul Vitalie Cozac, domnul Vitalie Cozac. Felicitări de asemenea de doctor în științe medicale, cum e titlul de doctor în medicină. Cu detalii, felicităm domnul lucrător, domnul profesor.
Treu Bracu, doamna profesoară, educator de Bătelă, doamna Dedeana Dedeciuc, felicitări, cese și supărați, tot așa de bun în viitor. Bun, ca vedem, suntem familie de mea, soția, copiii, părinții, dacă sunt colegii. Succes în viitor și mari realizări în viitor. Aveți? Mulțumim fie, frate. Sunt stimați profesori, colegi, mulțumesc foarte mult pentru încrederea care mi-ați acordat-o astăzi la, asupra tezei mele, opiniile noastre asupra tezei mele, care au fost foarte importante. Este foarte bine să știi ce ai făcut, ce ai lucrat, foarte bine să cineva să-ți dea apreciere de o parte, ca să știi în ce direcție să o iei, să faci lucrurile corect. Să faci lucruri bune. În primul rând, aș vrea să felicit, ca urmare, în primul rând, aș vrea să felicit, să mulțumesc pentru tot aportul care l-am avut, tot ajutorul care l-am avut în cazul tezei, pe domn profesor Viorel Napo, fondatorul meu doctorat, șeful meu direct, atât la, în cadrul laboratorului de exploare, cât și abonații de țăsuturi umane, pentru punerea la dispoziție toate resursele necesare, inclusiv înțelepciunea și răbdarea sa enormă, pentru că eu sunt pe cap de această lucrare. Domnule profesor, sper că sunteți mântru de realizările care am avut în cadrul, obținut în cadrul tezei mele de doctorat. De asemenea, mulțumesc din suflet domnului profesor Veliștiu Pieleana, de la Universitatea de Medicină din Iași. Doamne profesor, mulțumesc mult că m-ați acceptat la Iași. M-ați acceptat de spus la dispoziție totul de la ajutor și posibilități laboratorului dumneavoastră. Mulțumesc de asemenea că ați fost de acord să deveniți conducătorul meu prin Bătelă. Pe parcurs, mulțumesc că la Iași două ori m-ați primit, tocmai. Adică unii prin bursa Eugen Ionescu, unii n-au nicio șansă să ajungă la Iași, de exemplu, și prin astăzi de bursă. Eu am ajuns tocmai de două ori în bursa respectivă. Mulțumesc mult, doamnă profesor. Datorită dumneavoastră am putut învăța foarte multe lucruri noi, lucruri noi foarte utile, pe care m-am spus la maxim să le aplic aici la noi, în laborator. Adică când eu venisem la dumneavoastră, eu prima dată auzisem de anumite emoțiuni care eu rămâneam șocat, mă duceam cu ele, total, pe trebuie să înțelegem sa masa. Și apoi venim iarăși cu întrebări, dumneavoastră niciodată nu ați refuzat sau să-mi spuneți permanent, m-ați ajutat și ați, adică, n-am cuvinte, adică a fost alături de mine tot parcursul perioadei respective. Adică vă mulțumesc foarte mult pentru respectivitatea pe care dumneavoastră, că m-ați ajutat și că să depășesc foarte multe obstacole între mine. Mulțumesc mult, doamnă profesor. De asemenea, doresc să aduc sincere felicitări, mulțumiri doamnei conferințiar Maria Bucnaru, de asemenea, doamnă Universitatea de Medicină din Iași, pentru instruirea și ghidarea mea în ceea ce privește domeniul culturilor celulare, tunetinul expert indubitabil în domeniul respectiv. De asemenea, mulțumesc mult că ați acceptat să fiți și membru a grupului meu de îndrumare, m-ați îndrumat, adică în toată perioada respectivă legată, când am fost la Iași, apoi în afara perioadelor respective. De asemenea, că ați dat acordul să fiți referentul meu oficial. Mulțumesc mult, doamnă conferențiară. De asemenea, mulțumesc că ați găsit dumneavoastră și doamna profesor Kim să veniți la Chișinău pentru a mă susține la susținerea tezei mele de doctor. Mulțumesc mult. De lângă aceasta vreau să spun un mare mulțumesc dascălilor mei, profesorul Croitor, Gheorghe și de asemenea profesorul traumatolog, pentru faptul că nu doar m-ați ajutat în formarea mea ca medic ortoped traumatolog, dar și în susținerea și ghidarea parcursului cercetării doctorate efectuate. De asemenea, vreau să mulțumim, să atrag atenția la momentul că anume domnul profesor Proitor a fost persoana la care a început această epopie cu regenerarea cartilajului articular. Adică, mi-am luat într-un proiect în 2014, anume legat de regenerarea cartilajului articular. Ca urmare, proiectul respectiv a fost coordonat de mulțumatul rector Berger, domnul Ioan Abadi, tehnician Ioan Abadi, care după absolvirea rezidențiatului m-a îndreptat în laboratorul domnul profesor Nacu să continuă cercetările mele, care au culminat până în final cu susținerea tezei doctor în știință. Mulțumesc mult profesorului Corie Stopor,
Vă mulțumesc, domnul profesor, pentru sinceritate și onestitatea dumneavoastră, dar și pentru faptul că ați binevoit să analizați teza și să vă expuneți obiectiv asupra acesteia. Mulțumesc mult, domnul profesor. Domnul conferențiar Bitșor, de asemenea, vă mulțumesc mult pentru obiectivitate și pentru timpul oferit cu îngăduință analizei tezei mele și în alte plăceri care au fost oferite dumneavoastră. Pe lângă aceasta, trebuie să vă mulțumesc referenților neoficiali care au dispus să prezinte avizele asupra tezei mele comisiei doctorat, dar și pentru o altă apreciere acordată de aceștia. Pe lângă aceasta, vreau să mai menționez despre o persoană foarte importantă care a avut un aport semnificativ în faptul că am ajuns la obținerea tezei doctorat, doamna Globa Tatiana, care m-a ajutat foarte mult cu ce ține de partea histologică, doamna fiind conferențială catedrală histologiei, histologiei și embriologiei universității noastre. Adică eu, practic, 3 ani zile am stat, am fost în perioadă de stază, că nu puteam să finalizez teza din cauza că era un material foarte enorm și, ca urmare, oameni disponibili chiar de timpul cu mine, și cum nu erau. Deci, până în final, doamna Tatiana Gopa a oferit timpul necesar pentru ca eu să ajung până la capăt cu susținerea tezii mele. Asemenea, vă mulțumesc mult, domnul profesor Caproș și domnul conferențiar Ercan. Vreau să mulțumesc mult pentru organizarea și prezentarea acestei ședințe, pentru analiză și tematizarea competenței materialului aferentul creierii mele. Mulțumesc încă o dată. Și nu în ultimul rând, după cum s-a menționat, până acum vreau să mulțumesc soției mele. Am menționat domnul profesor Nac, o laboratoră de sănătate. Și-a făcut bun. Da, sincer, vorbind, sper soția mea mai ales fie incidentă. Adică, așa spun, pentru susținerea necondiționată și foarte insistentă, am ajuns să analizez și cu am avut participat foarte multe proiecte de cercetare și să se pierd și discutare, că aportul enorm a fost din partea soției. Mariana, mulțumesc foarte mult. De asemenea, mulțumesc tuturor persoanelor care au nevoit să asistiați fizic și online la evenimentul dat prin platforma Google Meet. Mulțumesc mult! De partea Ielu Rector, trebuie să mulțumim administrației Universității Tehnicii de Farmacie, domnul personal, domnul rector, Emil Ciobanu, membru Consiliului Academiei de Științe, domnului academician Stanislav Europa, domnul profesor, rector de știință pentru sport și acordarea acestei sări și sportul din parcursul a câteării ce este titulată, da? Eu, ca președinte, declar ședința de susținere tezei doctorului în ținea domnului Zagritarei, închisă. Vă mulțumim pentru